Nicu Șordan și-a aflat în sfârșit contracandidatul cu care se va lupta pentru primăria capitalei. Edilul susține că l-a cunoscut pe Cătălin Cârstoiu și l-a ajutat în mai multe chestiuni care țineau de Spitalul Universitar. Cu toate acestea, Nicu Șordan susține că în spatele lui Cârstoiu s-ar afla tot un program PSD și că va face tot ce spune partidul. Am vorbit de două sau trei ori la telefon pe o chestiune legată de spitalul municipal, o extindere, o autorizație, certificat de urbanism. Păi în discuția una, două, câte trei, câte am avut, a fost o discuție foarte la obiect pe ce dorea spitalul prin directorul lui. Domnul Cârstoiu este susținut de PSD, șeful lui... Domniei sale de campanie este doamna Gabriela Firea, care este că împrumută programul. Independent sprijin de PSD a fost și domnul Oprescu, tot pe acolo. Și până la urmă, politica pe care a făcut-o, a făcut politica PSD-ului. A fost prezentat azi de această coaliție un rol important în această mișcare l-are doamna Gabriela Firea. Mi-e greu să cred că domnul doctor Cârstoiu, dacă partidul vine și propune ceva, va spune nu. De exemplu, să dea un puz pentru un rechin imobiliar. Eu vreau, aștept, îmi doresc sprijinul tuturor votanților de dreapta, pentru că în 2020 am avut, după 12 ani de guvernare PSD în București, guvernare locală PSD în București, am avut o presiune a întregului public de dreapta, pe toate partidele de dreapta din acel moment, de a veni cu un candidat unic. S-a nimerit să fiu eu acela și tot ce am făcut în mandatul ăsta s-a orientat pentru, cum să zic, a fost pentru a satisface exigențele cu care acest public m-a acreditat. Am și eu prieteni care au votat toată viața PNL-ul și care cu greu își pune o întrebare, prieteni care își pun întrebarea dacă pot să voteze sau nu o listă comună PSD-PNL la Consiliul General. Deci pentru toți oamenii ăștia și pentru perspectiva de a avea un primar care pe de-o parte să ducă marile lucrări de infrastructură înainte, pe de altă parte să nu coabiteze cu rechinii imobiliari, cred că tot acest public de dreapta poate să dea un vot. Am văzut principalele momente ale zilei, inclusiv reacțiile susținătorilor și a unuia dintre contracandidații lui Cătălin Cârstoiu. Și le avem acum legătură telefonică directă pe sociologul Antonio Amuza. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Să facem, vă propun o analiză. Cum vi s-a părut discursul? Un discurs de politician, un discurs de om aflat la început de drum pe această cale spre politică sau, nu știu, o fi fost altceva care v-a tras atenția? În ceea ce îl privește pe doctorul Cârstoiu, cred că se află în punctul în care, ca să merg așa cu o metaforă specifică rolului social, încearcă un bypass politic pentru partidele care îl susțin. Marea criză de încredere în care se scaldă acestea și, sigur, nu de ieri de astăzi, doar că trăim un moment record negativ de încredere în clasa politică, doar 9 din 10 români sunt cei care nu au încredere în politicieni, sau cu alte cuvinte, atunci când deschide gura un politician, 9 din 10 ar considera că acesta mai degrabă minte. Marea provocare pe care trebuie să o gestioneze doctorul Cârstoiu este aceea de a încerca să curețe o clasă politică de această imagine conotată profund negativ. Așa încât discursul pe care l-am auzit este cumva în direcția în care, sigur, comunicațional își asumă pe de-o parte un rol de politician modern, doar că până una alta avem doar fapte, doar vorbe, nu fapte, grață. Parafrazez vorbele premierului. Deci rămâne de văzut în ce măsură va și reuși să implementeze niște soluții. Sigur, ca un candidat proaspăt intrat pe scena politică, nu este ajutat de background-ul său, decât în sensul în care privim cu admirație poate către experiența sa profesională, dar în care nu te recomandă neapărat și pentru postul de edil.
Care credeți că ar fi punctul lui forte dacă nu putem neapărat să mizăm pe experiența pe care o are în zona medicală? Cred că o temă falsă în momentul ăsta este să încercăm să punem semnul egal între un exercițiu managerial și unul de natură politică, anume negocierea. Sigur, un management sănătos pentru o organizație poate să ducă organizația respectivă două clase mai sus sau să o ducă într-o perioadă modernă, să o revitalizeze. Totuși, la nivel politic, la nivel comunitar, negocierea cred că este una dintre competențele care ar trebui să primeze, să poți purta un dialog, să poți face un schimb și să înțelegi practic cum poate fi gestionată această tranzacție. Rămâne de văzut, pentru că din punctul meu de vedere, experiența sa managerială nu este neapărat un atu în zona politică. Am mai văzut exercițiul acesta de asociere și în trecut cu unul dintre partidele din România, care a avut cumva o creștere fulminantă, după care a ajuns la guvernare, nu a reușit neapărat să coabiteze cu celelalte organizații politice. Aceeași provocare va trebui să o ducă, poate chiar ca o hiperbolă personală, și doctorul Cârstoiu pe persoană fizică. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Antonio Amuza a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe acum.